ascultă-mă ce spun, n-ai ce să faci față. În urmă, acum câteva zile, ne-am înmormântat cu nata de 46 de ani. Stăteau acolo pe genunchi, în cal și plângeau și dădeau tot să o scoate pe mama lor. Și fratele meu striga și plângea. Era în fața imposibilului. Și când ești față în față cu imposibilul, ești falimentat, e zero. Oamenii, astăzi s-au ocazia aceasta, ești față în față cu posibilul, dar Dumnezeu face față posibil. Ajutor! În seara aceasta, dacă este cineva, Dumnezeu îți poate oferi în seara aceasta. N-ai vrea să vii în față, să stea Dumnezeu. Cineva în seara aceasta aici și are mare nevoie de Dumnezeu. Este față-n față cu falimentul, este față-n față cu imposibilul. Dumnezeu este posibil să fie, să fie Domnul. Și dacă va fi cineva aici, dorește lucrul acesta. Vă rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, veniți în față. Și noi ca frați și ca lideri și ca păstori, să fie Domnul. Suflete care
să vină în față în seara aceasta. Noi suntem oameni, dar știu ce poate oferi Mântuitorul meu, care numele Lui în seara aceasta a venit aici. În numele Lui am venit să vă pocăiți-vă în seara aceasta. Nu lăsa pe diavol să se bucură. Care au fă un pas. Și el va binecuvântat la identitatea. Cine are pe fiul are viață. Cine nu are pe fiul în seara aceasta n-are nimic. Mai este bandera pentru tine. Dacă este cineva care spune da, tu poți primi azi și iertarea. Predându-ți viața mâna lui Iisus. Pentru tine. Tu poți primi azi și iertarea. N-ai vrea să în aceasta să primești iertarea Lui? Predându-ți viața mână Iisus. Doar așa vei scăpa să-L primești pe Iisus în inima ta. De judecată și de moarte și de inimă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Înainte ca să încheiem și să cerem ca Dumnezeu să binecuvânteze cei care au venit în față. Ascultați-mă, și eu am venit, eram tânăr când am venit, 27 de ani la credință. Aveam familie, aveam copii. După ce m-am întors la Dumnezeu, copiii mei s-au întors la Dumnezeu. Mulți părinți, familia și copiii depinde de ei. Dacă te întorci la Dumnezeu, copiii tăi poate să fie și ei întorci la Dumnezeu prin viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, rog pe fratele Viorel să vină și să roagă pentru ei. La Dumnezeu să atingă de ei și fratele Pisa, Domnul să te binecuvânteze și pe tine, frate. Haideți să ne rugăm pentru frații care au venit în față. Amin. Amin. Tată Sfânt în ceruri, te binecuvântăm, slăvim numele Tău. De Dumnezeu mare, viu și veșnic, mulțumim că și în această seară ți-ai arătat mila și îndurarea Ta de Dumnezeu. Mulțumesc pentru toți aceia, Doamne, care și-au recunoscut că au greșit înaintea Ta și vin cu căință și cu părere de rău. Doamne, binecuvântă-i cu ridicare, binecuvântă-i cu umplere cu Duhul Tău și dă-le o deplină credință. Dă-le o deplină statornicie, pune-le Tu pe strâncă, Doamne, și ei veșnic vor rămâne acolo întăriți pe veci. O, Dumnezeule Tată, mulțumim pentru tineretul care a venit în față.